Alexandru și Ianis sunt doi copii de 5 ani din județul Sălaj care săptămânal merg împreună cu mamele lor la centrul Noro din Zalău pentru terapie specific adresată copiilor care suferă de boli rare. Cristina, mama lui Ianis, povestește că a aflat că băiețelul ei suferă de o boală rară la vârsta de 1 an și 8 luni, iar de 2 ani este ajutată de cei din centru, fiind mulțumită de progresele pe care fiul ei le face. Eugenia îl aduce pe Alex de 3 ani la centru pentru kinetoterapie. La 11 luni, medicii au confirmat că micuțul are hipotonie musculară și retard motor. Se înregistrează un trend pozitiv în România, deoarece au fost aprobate 17 medicamente orfane fără echivalent terapeutic. 14 dintre ele se adresează pacienților ce suferă de forme rare ale unor boli precum cancerul, iar celelalte 3 pentru boli rare. Sălăjenii care suferă de forme rare ale unor boli precum cancerul, epilepsia, bolile endocrine, leucemia și bolile neurologice degenerative pot beneficia de tratament cu noile molecule, incluse de la 1 iulie în lista de medicamente compensate și gratuite. Aceste medicamente sunt esențiale pentru ca acești pacienți să poată trăi. Așteptăm de câțiva ani ca lista cu medicamente să se actualizeze și sper să intre cât mai repede în circuit, susține Dorica Dan, președintele Asociației Prader-Willi din România. Pacienții cu boli rare așteaptă cu sufletul la gură noua listă cu medicamente compensate. Care este situația bolnavilor cu boli rare? În acest moment se înregistrează un trend pozitiv în România, aș putea să spun, pentru că tocmai au fost aprobate nu de mult cele 17 molecule noi în programele naționale și sperăm ca pacienții să aibă acces cât mai curând la aceste tratamente. Este vorba de 14 tratamente adresate pacienților cu cancere rare și 3 dintre ele sunt adresate celorlalte boli rare. Oricum, toate sunt așteptate de câțiva ani de către acești pacienți. Este vorba de pacienți cu boli severe, pentru care este singura alternativă terapeutică. Nu există un alt tratament accesibil pentru acești pacienți. Vă ajută acest lucru? Sigur, în mod cer ne ajută. De asemenea, s-au mai înregistrat unele progrese referitor la pacienții cu distrofie musculară. Vor avea acces la tratament cu oxigen la domiciliu, terapia cu oxigen, iar pentru pacienții cu osteogeneză imperfectă sau boala oaselor de sticlă, așa cum sunt ei cunoscuți în general în media, vor avea acces la tije telescopice, operații cu tije telescopice. Care sunt greutățile pe care le întâmpinați? Vorbim despre aproape 8.000 de boli rare diferite. În primul rând, diagnosticarea este o problemă. Apoi, modul în care se face anunțul handicapului, în momentul în care se știe despre ce diagnostic este vorba. Specialiștii, faptul că specialiștii nu cunosc aceste boli, n-au cum să le cunoască pe toate și atunci este nevoie de colaborare intersectorială, interdisciplinară și această colaborare încă nu există așa cum ar trebui să existe la noi în țară. Apoi mai sunt pacienți care încă nu au acces la tratament. Este vorba de pacienți cu angioedem ereditar care, de exemplu, pot să moară într-o situație de criză când nu au accesibil tratamentul în sala de urgență, când merg la urgență. E vorba de pacienții cu distonie musculară care, dacă fac operația și implantul profund în Germania, de exemplu, ar trebui să aibă acces măcar la schimbarea bateriei în România. Este vorba de tratamente ieftine pe care firmele nu le aduc în România. Este vorba de nevoile pacienților de terapie continuă, intervenție continuă pentru ei și acces la reabilitare și recuperare. Sunt alte tratamente pe lângă tratamentul de bază de care aceștia au nevoie și care nu le suportă nimeni. Sunt multe probleme. De ce nu există aceste medicamente ieftine de care spuneați adineauri? Care este impedimentul? Deci vorbim în cazul nostru, de exemplu, la mastocitoză, nu există acest tratament pentru că firma nu îl aduce sau nu îl produce în România. Sigur, ministerul poate să ia măsuri în acest sens și să-l aducă în mod special prin farmacia ministerului și cred că acest lucru se va rezolva.
Suntem într-un dialog continuu cu Ministerul Sănătății și, așa cum știți, s-a format Consiliul Național de Boli Rare, chiar avem întâlnirea Europlan vineri și sâmbătă la București și rezultatele și propunerile noastre sunt trimise Ministerului Sănătății. Avem și reprezentanța Ministerului Sănătății în acest comitet, care e al Ministerului de altfel. În momentul de față, cine ajută centrul? Centrul Noro în acest moment este ajutat de către autoritățile locale, de către Consiliul Județean Sălaj, prin subvenționarea activităților centrului de zi, iar pentru centrul rezidențial și formarea grupurilor de pacienți care vin din țară, avem un proiect care se numește Expert Rare și este finanțat prin programul de cooperare elvețiano-român. Sigur, suma nu ajunge. Mai avem cabinetul medical, ambulator de specialitate, unde avem medici angajați part-time, din care doi sunt în contract cu Casa de Sănătate. Cum vă ajută centrul Noro? Aici am venit cu copilul care face terapie și care are acum, după aproape 2 ani în care venim, o evoluție foarte mare față de cum a fost la început. Când a fost diagnosticat și ce vârstă are acum? Acum are 5 ani și la vârsta de 1 an și 8 luni s-a pus diagnosticul de întârziere în limbajul expresiv și receptiv. Așa, în acel moment ce ai făcut? Unde te-ai dus? La cine ai apelat? Am fost la Cluj, la un medic specialist care ne-a recomandat terapie. Iar aici a fost singurul loc unde am găsit ceea ce a avut nevoie copilul. Ce face aici, de fapt? Cum îl ajută? Face terapie logopedică, comportamentală, kinetoterapie și acum vorbește foarte bine, se descurcă foarte bine, având în vedere că la început, când am venit, spunea doar câteva cuvinte. Cum ați ajuns la centrul Noro? Noi am ajuns la centrul Noro în urmă cu 3 ani de când s-a deschis acest centru. Mergeam cu copilul la recuperare în Oradea, în Cluj, și mi s-a spus că se va deschide în Zalău un centru de boli rare și așa am ajuns aici. Ce face copilul aici, de fapt? Copilul aici face kinetoterapie, care îl ajută în dezvoltarea mușchilor. El are probleme de dezvoltare a musculaturii, hipotonie se numește, hipotonie, și retardul motor, care îl ajută la dezvoltarea mușchilor, kinetoterapia și ce mai fac fetele aici. La ce vârstă a fost diagnosticat? Când v-ați dat seama că copilul are o problemă? A fost diagnosticat pe la 11 luni în Cluj. De acolo am primit diagnosticul și de atunci facem recuperare în continuu. Nu am făcut întrerupere deloc. Ce vârstă are acum? Peste o săptămână facem 5 ani. Copilul e bine, nu mai progrese a avut. Pe această cale mulțumesc tuturor celor de aici, a personalului care a fost foarte, foarte... foarte bine s-a ocupat de copil. Deci venim cu o plăcere deosebită aici. Și eu și copiii, că venim cu amândoi. Vin cu amândoi de multe ori. Și... venim în continuare. Spune și salut! Salut!